Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vreau să facem un video puțin mai special în care să răspundem la o întrebare foarte importantă din această piață: ce e mai bine să avem în portofoliu, proiecte mai vechi din ciclul trecut care au dovedit că au un rol uriaș în această industrie sau proiecte mai noi care au parte de un hype mult mai mare în acest ciclu, dar care din păcate stau destul de prost pe partea de supply. Practic, acest subiect a dus la o discuție destul de aprinsă în piața cripto, asta pentru că sunt persoane care preferă proiectele mai vechi din ciclul trecut și au încredere mai mare în acele proiecte care și-au demonstrat utilitatea în această industrie. Pe de altă parte, alții preferă proiectele mai noi pentru că au parte de un hype mai mare, dar aici adevărul e că sunt diferite avantaje și dezavantaje pentru fiecare tip de investiții, adică și pentru proiectele vechi, dar și pentru proiectele noi. Astfel, în următoarele minute vreau să vă dăm împreună atât avantajele, dar și dezavantajele oferite de proiectele noi, dar și de proiectele populare în ciclul trecut și să vedem cum ar fi mai bine să arate portofoliul nostru. Bineînțeles, menționez că videoul de astăzi nu trebuie luat ca un sfat investițional și aici prezint doar părerea mea sau punctul meu de vedere. De asemenea, dacă apreciați acest tip de conținut, puteți apăsa butonul de like și puteți să vă abonați dacă sunteți nou pe canal și în comentarii puteți lăsa ce alegere preferați voi, dacă preferați proiectele mai noi sau proiectele mai vechi sau preferați un portofoliu care să aibă practic o combinație din aceste două tipuri de investiții. Începem mai întâi cu proiectele din ciclul trecut și pentru a vedea care sunt proiectele sau care au fost proiectele populare în ciclul trecut, mergem pe CoinMarketCap în zona de snapshot. Aici putem vedea cum arăta clasamentul CoinMarketCap în fiecare an și mergem pe 2021, mergem pe luna octombrie, atunci când piața cripto era foarte aproape de sfârșitul bull run-ului. Mergem pe 24 octombrie. Și vedem cum arăta topul 100 la acea dată, pe 24 octombrie 2021. Vedem, Bitcoin pe prima poziție, Ethereum pe a doua, Binance Coin sau BNB-ul pe a treia poziție. Și apoi vedem cu adevărat care erau proiectele populare în acel ciclu. De exemplu, vedem în top, în primul rând, Cardano. Cardano era atunci la un preț de peste $2 și Cardano știu că a fost aproape sau chiar a atins prețul de $3. Vedem apoi Solana, un proiect foarte popular în 2021, care avea un preț de $202 în 2021 și ocupa locul 6. Apoi avem Polkadot, un proiect foarte, foarte popular în 2021, dar care, din păcate, nu mai are parte de același hype în acest ciclu, chiar dacă ecosistemul Polkadot încă lucrează, încă oferă noi update-uri în fiecare săptămână. Pe lângă asta vedem și proiectul Terra Luna, care era foarte popular în 2021 și chiar în prima parte din 2022, dar care s-a prăbușit și de la un preț de $41 în prezent, Terra acum valorează, cred că, sub un cent. Totuși avem și proiecte care sunt populare în această perioadă. Vedem Uniswap, vedem Avalanche, vedem Chainlink, trei proiecte din ciclul trecut, dar care au parte de o atenție foarte mare și în 2024. Asta pentru că Uniswap este cel mai popular DEX de pe Ethereum și Avalanche și Chainlink, deși proiecte vechi sau din ciclul trecut, sunt două proiecte care se axează pe o narrativă foarte importantă acum, pe narrativa de Real World Assets. De asemenea, pentru a avea o imagine mai bună a ciclului trecut, mergem mai jos și vedem proiecte precum Algorand, Polygon și VeChain. Proiecte foarte populare în acea perioadă, dar care nu mai au parte de același hype. Aici Polygon, din păcate, deși este un proiect popular, are o competiție mult mai mare. Atunci Polygon era cel mai important layer 2 de pe Ethereum. Acum vedem foarte multe proiecte ce se axează pe această narrativă. Vedem mai și Xfinity, care era la acea dată cel mai mare proiect de gaming și, dacă nu mă înșel, Xfinity atingea o capitalizare de $10 miliarde. Da, locul 26 atunci și un preț de $123 per token. Și vreau doar să ne uităm foarte rapid peste cum arăta topul 100 în ciclul trecut. Vedem aici chiar Elrond. Elrond era pe locul 36 și avea un preț în octombrie de aproape $300 și era un proiect mult mai popular decât este în prezent. Adevărul e că dacă ne uităm la topul 100 din 2021, vedem multe proiecte care
încă sunt populare în 2024, dar din păcate au corecții mari de preț, nu mai au creșteri interesante, nu mai au creșteri atractive și da, sunt proiecte interesante precum Phantom, Hedera, Near Protocol, PancakeSwap, The Graph, Aave, proiecte despre care, da, discutăm foarte des și în acest an, dar pe de-o parte avem și proiecte precum Kusama, vedem chiar Zcash, Celo, deci proiecte care erau atunci în top 100, dar despre care nu prea se mai vorbește în acest ciclu. Bineînțeles, sunt mulți care au intrat în piața cripto în ultimul bear market și care nu înțeleg importanța proiectelor din ciclul trecut, din 2021, și se întreabă de ce mai vorbim despre aceste proiecte și de ce le mai acumulăm în 2024. Ei bine, aici trebuie să recunoaștem că sunt mai multe motive pentru care încă avem aceste proiecte în portofoliu. Un prim motiv ar fi faptul că mulți au rămas cu aceste proiecte în portofoliu încă din ciclul trecut, nu au încasat profitul și s-au decis în bear market să mai facă DCA pe aceste proiecte. Aici cel mai popular exemplu este Multiversex, un proiect care la un moment dat depășea chiar un preț de peste 500 de dolari și care din păcate a scăzut foarte tare. Mulți au decis să facă DCA pe acest proiect în 2022, 2023, poate chiar în 2024, să acumuleze sub 100 de dolari, chiar sub 30 de dolari tokenul eGold. Un alt motiv pentru care unii dintre noi au acumulat proiecte populare în ciclul trecut este faptul că au apreciat anumite proiecte, dar poate l-au observat sau l-au remarcat la finalul ciclului trecut, adică l-au remarcat când erau la un preț foarte, foarte mare. Aici pot da exemplul meu cu Avalanche. Avalanche este un proiect care mi-a plăcut foarte mult în 2021, dar pe care nu l-am acumulat pentru că atunci când l-am observat era deja la un preț uriaș și da, în bear market când Avalanche a scăzut sub 20 de dolari am început să acumulez acest proiect pentru că îmi plăcea, mi se părea interesant și pentru că se axa și pe sectorul de gaming și da, mie îmi place sectorul de gaming. Da, Avalanche chiar a dat o importanță mare și narativei de Real World Assets și da, e un proiect din ciclul trecut, dar care a încercat să evolueze și în acest ciclu. Iar un alt motiv pentru care am acumulat și avem în portofoliu proiecte din ciclul trecut e faptul că atunci când a început bear marketul în 2022, trebuie să înțelegem că nu erau multe noi proiecte lansate, adică nu aveam Sui, nu aveam Sei, nu aveam Arbitrum sau Celestia și da, cei care au acumulat în 2022 au acumulat în primă fază proiectele populare în ciclul trecut și da, s-au axat pe proiecte precum Polkadot, chiar Cardano, poate Solana sau Avalanche sau chiar Multiverse X. Aici pot da exemplu chiar cazul meu, de exemplu Polkadot. Polkadot a fost un proiect important din portofoliul meu în ciclul trecut. Am vândut Polkadot în decembrie 2021 și în 2022 în vară piața a avut o scădere destul de mare. Am început din nou să acumulez Polkadot sub prețul de 10 dolari și apoi am făcut DCA la anumite praguri. Asta pentru că da, Polkadot era unul din proiectele populare în ciclul trecut, îmi plăcea foarte mult și am decis să-l adaug din nou în portofoliu. În 2022, când am început reacumularea, era unul din proiectele de top și aveam multe așteptări de la el, dar apoi în 2023 au început să apară proiectele populare din acest ciclu, da, am menționat Sui, Sei, Arbitrum, de exemplu, Celestia și da, atenția a fost mai mult îndreptată spre aceste noi proiecte, dar după cum vom vedea imediat, și aceste noi proiecte pot avea probleme mari și pot fi investiții riscante. Ok, dar care sunt avantajele și dezavantajele pentru proiectele din ciclul trecut? Începem întâi cu avantajele și aici cred că cel mai evident avantaj este legat de supply. Asta pentru că proiectele mai vechi au o cantitate mare de monede în circulație și nu vor mai introduce multe noi monede. Practic, inflația lor este mai redusă. De exemplu, aici suntem pe Near Protocol și vedem că în ultimul an Near Protocol a intrat în circulație cam 12% din supply. Da, a avut o inflație, e normal, dar nu se compară cu ce vedem la proiectele lansate recent.
De asemenea, un alt avantaj la proiectele mai vechi e că de obicei au în spate o comunitate mare și au chiar echipe puternice în spate. Un exemplu este Polkadot. Polkadot îl are în spate ca fondator pe Gavin Wood și Gavin Wood este fondator Ethereum. Acesta este practic co-fondator Ethereum și da, e un lucru foarte interesant. Un exemplu ar fi și la Cardano. Cardano îl are în spate pe Charles Hoskinson, care și el este un cofondator Ethereum. Să nu uităm de Anatoly Yakovenko de la Solana sau de Andre Cronje de la Phantom și da, practic acești fondatori puternici din spate oferă o reputație mai bună pentru aceste proiecte și oferă o încredere mai mare. Iar un alt lucru interesant e că proiectele mai vechi au construit deja o platformă sau un ecosistem important în această piață. Putem menționa aici Chainlink, putem menționa Cosmos, care are, cred că, unul din cele mai importante ecosisteme cripto. Chainlink este, pe de altă parte, cel mai important proiect de tip Oracle și soluția celor de la Chainlink este folosită de multe nume foarte mari din această piață și tocmai din acest motiv proiectele din generația trecută pot fi atractive. Asta, dacă le acumulăm atunci când au reduceri foarte mari, de exemplu Chainlink a stat o perioadă foarte lungă de timp, cred că peste un an, într-un range între 5 și 8 dolari și da, în această zonă Chainlink era foarte atractiv dacă apreciai această rețea de tip Oracle și în același timp riscul era puțin mai redus dacă investeai într-un proiect bun precum Avalanche, Solana, dacă făceai investiția după o corecție uriașă și asta pentru că proiectele respective nu mai puteau scădea foarte mult din acel punct. De exemplu, Avalanche, da, sub 10-15 dolari era clar că a atins un bottom și asta dacă apreciai în special ce oferă Avalanche pe partea de blockchain-uri Layer 1. Foarte rapid discutăm și despre dezavantajele proiectelor din ciclul trecut și aici cred că cea mai mare problemă este legată de hype, asta pentru că multe proiecte populare în 2021 din păcate nu mai au parte de hype în 2024 și asta pentru că atenția este acum îndreptată spre proiectele mai noi. Un exemplu este chiar Cosmos, un proiect sau un ecosistem care ne oferi multe proiecte interesante în acest ciclu, dar cu toate astea, Cosmos nu are parte de o atenție prea mare și vedem că are o reducere uriașă de preț în această perioadă. O altă problemă la proiectele mai vechi e faptul că multe se axează pe anumite narrative care nu mai sunt de interes în acest ciclu. Un exemplu este Decentraland sau putem menționa și The Sandbox, proiecte care erau foarte populare în 2021 pentru că se axau pe spațiul Metaverse, dar acum, în 2024, nimeni nu mai vorbește de acest sector. Și o altă problemă este legată de competiție, asta pentru că au apărut noi proiecte care încearcă să rezolve anumite probleme pe care le rezolvau și proiecte mai vechi. Un exemplu ar fi Polygon. Polygon era cel mai important Layer 2, axat pe Ethereum, dar acum vedem că au apărut foarte multe noi proiecte de tip Layer 2. Practic, avem o invazie de proiecte de tip Layer 2 și aici a apărut și problema pentru Polygon în acest ciclu. Iar un alt exemplu este Multiversex, un Layer 1 foarte apreciat în 2021, dar în 2024 avem alte soluții populare precum Sui sau Aptos și lumea vorbește mai mult de acele proiecte. Și da, Multiversex a picat într-un cont de umbră, într-o zonă de umbră și, din păcate, nu mai este un Layer 1 foarte popular în acest ciclu. Trecem și la proiectele noi și aici ne uităm la proiectele care s-au lansat în ultimul bear market, proiecte care vedem că sunt foarte populare în acest ciclu și acest lucru este evident doar dacă ne uităm pe top 100 CoinMarketCap. De exemplu, în top 100 vedem multe proiecte noi, precum Toncoin, vedem Sui, avem Aptos, avem Caspa, avem această alianță Artificial Superintelligence Alliance, este o alianță nouă, dar formată din proiecte mai vechi, dar avem multe proiecte noi, vedem chiar memecoin-uri, avem multe memecoin-uri noi în top 100 în acest ciclu, DoggyFat, avem chiar Bonk mai jos, de asemenea avem multe proiecte noi populare care sunt în top 100 CoinMarketCap, vedem Arbitrum, avem Sei, da, Celestia, Pit Network, proiecte care îmi plac și care au parte de o atenție foarte mare în acest an și e clar că hype-ul este mai mult îndreptat spre aceste noi proiecte care sunt populare, dar care nu tot timpul
au fost investiții bune, mai ales că avem proiecte care din martie și până în prezent, adică în doar 6 luni de zile, au înregistrat corecții chiar de peste 90%. Iar aici vedem problema principală la proiectele abia lansate. Trecem la secțiunea de avantaje și dezavantaje și începem întâi cu dezavantajele, asta pentru că avem o problemă evidentă la proiectele noi, asta pentru că proiectele noi au un supply de obicei foarte mic la listare, un supply în circulație foarte mic și aceste proiecte introduc cantități uriașe de monede în circulație în următoarele luni. Cel mai evident exemplu este AEVO. AEVO este un proiect care a fost foarte apreciat, a primit o atenție foarte mare, dar problema e că avea inițial în circulație doar 12% din supply. În doar câteva luni, proiectul a intrus în circulație aproape întreg supply-ul și acest lucru a provocat o corecție uriașă pe AEVO. De exemplu, dacă mergem pe CoinMarketCap, putem vedea corecția înregistrată de AEVO în acest an. AEVO are în prezent o corecție de peste 90% față de All Time High și asta pentru că în martie AEVO avea un preț de peste 4 dolari și acum în prezent, în octombrie, are un preț de doar 34 de cenți, asta în special din cauza supply-ului și asta pentru că proiectul a introdus o cantitate uriașă de monede în circulație. Ceva similar s-a întâmplat și la BitNetwork, asta pentru că BitNetwork are o deblocare foarte ciudată de monede. Proiectul deblochează monede o singură dată pe an și asta, dacă nu mă înșel, în luna aprilie. Da, ideea e că în acest an vedem că inițial PIT avea 15% din supply în circulație și apoi a sărit la 36%. Din păcate în 2025 de la 36% supply va ajunge la 57% din monede în circulație și din nou această etapă ar putea provoca o corecție destul de mare pe PIT. Și să nu uităm nici de Celestia, un proiect foarte popular care a avut o creștere uriașă în prima parte a acestui an. Celestia atingea un preț de peste 20 de dolari și apoi da, a venit corecția pe altcoin-uri, dar Celestia a fost afectat și de un aloc uriaș de monede, un aloc care este programat pentru data de 31 octombrie și proiectul va introduce în circulație monede care valorează peste 1 miliard de dolari. Practic, Celestia va crește supply-ul aflat în circulație cu 80% pe 31 octombrie și putem zice că aproape că își dublează supply-ul într-o singură zi. Da, acest lucru creează un fad uriaș pe Celestia, care a avut o corecție mare în acest an. Și deși este un proiect nou, un proiect popular în acest ciclu, vedem că, da, Celestia nu a fost o investiție prea bună pentru cei care au cumpărat acest token atunci când încă nu era acest fad legat de deblocarea din octombrie. O altă problemă la proiectele noi e că majoritatea oferă campanii de airdrop destul de generoase și de multe ori aceste campanii de airdrop nu sunt foarte benefice pentru prețul propriului token. Da, ajută la adopție, atragă noi utilizatori, dar de multe ori putem vedea corecții destul de mari pe tokenul respectiv după o campanie de airdrop. Aici cel mai popular exemplu este Startnet, un layer 2 de pe Ethereum care a avut o campanie destul de populară de airdrop și care, din păcate, după listare, a înregistrat o corecție uriașă de peste 90%. Ca să vă dați seama cât de mare a fost airdrop-ul oferit de Startnet, se pare că peste 1,3 milioane de wallet-uri de pe Ethereum au fost eligibile pentru această campanie și dacă mergem și pe CoinMarketCap, putem vedea corecția înregistrată de Startnet în acest an. Startnet are în prezent o corecție de aproape 90%, dar o altă problemă sau un alt dezavantaj la proiectele noi e faptul că multe se axează pe aceeași narrativă. De exemplu, în acest ciclu vedem foarte multe proiecte care se axează pe sectorul de Layer 2 de pe Ethereum și avem Optimism, avem Arbitrum, avem Startnet, ZK-Sync, Manta Network, AEVO, Blast, un alt Layer 2 popular. Aceeași problemă o vedem și la sectorul de gaming, unde în acest ciclu au apărut multe noi proiecte ce se axează pe această narativă și din păcate vedem o competiție mare în spațiul cripto pe anumite sectoare și acest lucru afectează anumite proiecte noi și din păcate s-ar putea ca aceste proiecte noi
să nu aibă parte de o creștere uriașă, tocmai pentru că există o competiție prea mare pe acel sector și adevărul e că a trecut perioada când avea un singur Layer 2, Axa Pattern, cum se întâmpla în 2021 cu Polygon. Acum competiția este mult mai mare și în același timp cred că limitează puțin creșterile pe anumite proiecte. Cât despre avantajele proiectelor noi, aici trebuie să subliniem faptul că proiectele mai noi au parte de un hype mai mare, au parte de o atenție mai mare, toată lumea vorbește de aceste noi proiecte. De exemplu, aici suntem pe Binance și vedem toate proiectele lansate pe launchpool-ul lor în ultimul an. Vedem că este o atenție mare pe proiecte precum Tonsui, Sei, Etena, de exemplu. Avem Natcoin, un alt proiect popular. Și adevărul e că lumea vorbește mai mult de aceste proiecte, banii se îndreaptă mai mult spre aceste proiecte. Practic, acesta este și motivul pentru care mulți preferă proiectele noi, proiectele lansate în bear market. Și asta pentru că, da, atenția este mai mare pentru aceste proiecte. Multe vin și înlocuiesc proiectele mai vechi. De exemplu, aici putem menționa Sui, care este un layer 1 și are parte de o atenție uriașă în 2024 și da, este soluția acum aleasă de mulți și asta în detrimentul anumitor proiecte layer 1 populare în ciclul trecut, acesta fiind și motivul pentru care Sui a înregistrat chiar un nou all-time high în ultima lună. Un alt avantaj pentru proiectele noi și faptul că multe inovează spațiul cripto și chiar introduc noi sectoare, introduc noi narrative. De exemplu, avem în acest ciclu narrativa de blockchain modular, care, da, a pornit de la Celestia și are parte de o atenție mare în acest an, a tras atenția și asupra altor proiecte, precum Dimension sau Manta Network. Să nu uităm nici de narrativa de Real World Assets sau Depin și chiar de narrativa proiectelor de restaking. Aceste proiecte de restaking au parte de o atenție mare în această perioadă și oferă soluții de restaking atât pentru Ethereum, dar și pentru Solana. Și da, e clar că avem noi sectoare, noi narrative și atenția este îndreptată în special spre aceste noi narrative, mai ales că atunci când investim în spațiul cripto, încercăm să investim în narrative populare în ciclul respectiv și încercăm să găsim acele proiecte care pot oferi creșteri uriașe în perioada de bull run. În concluzie, cred că cea mai bună strategie este să avem un portofoliu atât proiecte din ciclul trecut, dar și proiecte lansate în acest ciclu și da, trebuie să înțelegem avantajele și dezavantajele ambelor categorii. De exemplu, dacă mergem pe CoinMarketCap, vedem atât proiecte precum Solana, Avalanche sau Chainlink, proiecte populare atât în acest ciclu, dar și în ciclul trecut. Dar avem și proiecte noi precum Sui, vedem Aptos, să nu uităm de Arbitrum sau Sei. Bineînțeles, am văzut persoane care au în portofoliu doar proiecte din ciclul trecut. Aici cred că este o strategie foarte proastă și am văzut și persoane care se axează în special pe proiectele noi. Aici depinde la ce preț reușiți să acumulați acele proiecte noi. Da, hype-ul este mai mare pe ele, dar după cum am văzut și riscul este mai mare și multe chiar au avut corecții uriașe în ultima perioadă. Și asta și pentru că multe proiecte noi stau de obicei foarte prost la capitolul supply. Sunt curios care este părerea voastră și dacă aveți în portofoliu atât proiecte din ciclul trecut, dar și proiecte lansate în acest ciclu. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!